Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și luând de Iisus cele 5 pâini și 2 pești, căutând la cer, a binecuvântat și plecând le-a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat tot și s-au săturat și-au luat rămășițele de fărmituri, 12 coșuri pline. Pentru găști, părinți, pentru cetice părinte, fii mei duhovnicești, iubiți credincioși. Printre multele minuni pe care le-a făcut Mântuitorul, a fost două mari minuni săvârșite asupra lucrurilor neînsuflețite, ca să arate ucenicilor și lumii întregi că El nu este numai om, ci și Creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu adevărat. O dovadă a puterii sale dumnezeiești este minunea despre care ne vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi. Am auzit cum Mântuitorul a săturat cu 5 pâini și 2 pești 5.000 de oameni, afară de femei și copii. Înmulțirea aceasta a pâinilor a fost tot așa de minunată ca și prefacerea apei în vin la nunta din Cana Galilei, pe care vântul nuntașii s-au mirat cu toții de bunătatea, de dulceața, de gustul plăcut al acelui vin, făcut de Mântuitorul din apă. La fel și aici, în pustie, când Mântuitorul a binecuvântat pâinile, le-a dat ucenicilor, iar ucenicii poporului, dulceața, bunătatea pâinii, i-a îndestulat pe toți, căci s-au mirat de puterea lui dumnezeiască și toți hotărâți într-un gând, voiau să-L pună împăratului Israel, fiindcă se îngrijea de nevoile lor și le vindeca toate bolile. Domnul Iisus Hristos însă le spuse, lucrați nu pentru mâncarea cea ce pere, ci pentru mâncarea ce rămâne pentru viața veșnică și pe care Eu, Fiul omului, voi da. Oamenii văzând că Domnul Hristos îi trimite la muncă și că minunea cu cele 5 pâini și cei 2 pești era spre învățătură pentru a crede în cuvintele Lui, L-au întrebat zicând, ce semn faci Tu ca să credem în Tine? Auziți, văzuseră minunea cu pâinile și întrebau ce semn se arate și să creadă în El, că este Fiul lui Dumnezeu. Domnul Hristos le spune și lor, și nouă, că le este pâinea care s-a coborât din cer, că își va da trupul său spre viața lumii, că cine va mânca trupul său și va avea sângele său, va avea viață veșnică și că trupul său este cu adevărat o hrană, iar sângele său este cu adevărat o băutură și mai spune că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine, eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mănâncă pe mine va trăi în mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu că mana pe care a mâncat-o părinții noștri și-au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, trupul meu, va trăi în veac. Domnul Hristos, înainte de a fi răstignit pe cruce pentru păcatele noastre a toată lumea, în seara zilei de joi a înființat această taină mântuitoare a plângerii pâinii spre iertarea păcatelor. Sfânta Evanghelie spune că pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine, a dat-o după ce a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o ucenicilor să-i zică, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce i-a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat lor zicând, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, sângele ce noi care se varsă pentru mulți și pentru iertarea păcatelor. Observați cum a zis, acesta este trupul meu. Și acesta este sângele meu. N-a zis Domnul Hristos că pâinea în
închipuie, simbolizează trupul său sau vinul sângele său, ci că este trupul meu, adică trupul adevărat. Deci, prin rugăciune se transformă pâinea, vinul în trup și sânge. Chiar dacă în chip văzut și își menține forma pâinii și a vinului. Domnul Iisus le-a poruncit apoi ucenicilor Săi ca și ei să continue această transformare a pâinii, vinului în trupul sângele Său, până va veni El la a doua venire. Și fiindcă ucenicii nu aveau această putere, atunci Domnul Hristos le-a dat imediat după scularea Sa de morți, chiar în ziua întâi a săptămânii, duminica seara, când s-a arătat ucenicilor Săi și le-a zis, pace vouă! Precum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceea a suflat peste ei și le-a zis, luați Duhul Sfânt. Celor ce veți ierta păcatele, vor fi iertate. Celor ce le veți ține, ținute vor fi. Iar ucenicii au transmis această putere harică altor creștini prin rugăciunea puterii mâinilor. Și așa până în ziua de astăzi, acești ucenici și apostoli, lucrători ai tainii lui Hristos, pregătesc în altarul Bisericii hrana cerească pentru viața veșnică, pentru iertarea păcatelor noastre. Mâncarea cea scumpă, sfântă, trupul, sângele Domnului Hristos, pentru cei ce vor să se mântuiască. Sfinții apostoli au umblat cu Domnul Hristos, au văzut minunile Lui, au auzit propovăduirea, au crezut și tot a trebuit să fie împărtășit. Vedeți? Nu era de ajuns numai credința în Iisus, ci trebuia și împărtășiți ca să fie vrednice împărăția lui Dumnezeu, de Iisus Hristos. Sfinții mucenici au venit tot prin sângele Domnului Hristos, împărtășindu-se. O picătură din sângele Domnului, o particică din trupul Lui, dacă le primim, ne împărtășim cu ele și se iartă păcatele, ne sfințesc, ne unesc cu Dumnezeu. Să nu avem pretenția ca această sfântă mâncare de taină să ne umple gura și pântă, ci că o singură picătură este de ajuns să ne sfințească, să ne curețe de păcat. Așa cum o picătură de otravă, dacă am luat în apă, sau mâncare, ar fi de ajuns să ne ucidă trupul. Cu atât mai mult când luăm din Sfințenia lui Dumnezeu. Mi se sfințește toată firea noastră sufletească, trupească. Am auzit până acum că a ne împărtăși este o poruncă și bine este să ne împărtășim cu vrednicie, cu trupul sângele Domnului. Aceasta fiind de mare folos atât trupului și sufletului. Dar ce ne facem că se ridică o mulțime de probleme, căci diavolul nu lasă pe om să folosească de darul lui Dumnezeu spre mântuire. De aceea el se luptă să ne rătăcească în diferite echipuri, încât să nu mai țină seama că mai înainte de a se împărtăși cu Sfintele Taine, ni se cade să facem o pregătire cât mai serioasă a sufletului nostru, pentru a putea primi Sfânta Împărtășană. Se povestește în cartea bisericească numită Pateric despre un frate creștin care s-a dus la un părinte plin de mâhnire sufletească, i-a spus cu lacrimi că îl ispitesc niște gânduri urâte, niște păcate învechite și nu-l lasă deloc. Rugându-l să-l povățuiască, ce să facă? Să-i spună cum să se curețe de aceste gânduri murdare, scurcate. Sfântul Părinte i-a spus o pildă foarte frumoasă, plină de adevăr, ca să-i facă să înțeleagă și el noi, și noi pricina acestor gânduri rele care ne împresoară, de unde vin, și anume, pentru că s-a răcit în credință, pentru că s-a dat nenevirii, nemai arzând de dragostea creștinească pentru Dumnezeu. I-a zis Părintele, ai văzut, frate, când oala cu mâncare fierbe pe foc, nu se apropie de ea muștere și nici o gângană. Dar de îndată ce nu mai arde focul, se răcește mâncarea și atunci toate muștere gângănile
se apropie de vas. Intră chiar în mâncare. Murdărim vasul și mâncarea. Așa și noi. Dacă nu suntem ferminți în rugăciune vie în Dumnezeu și nu facem faptele bune, cu credință, cu pocăință, se apropie muștele cele negre, adică Duhul necurat. Iată deci că Sfânta Împărtășane nu putem să o luăm așa oricum, să ne arătăm că suntem mari creștini evlavioși și ascundem păcatul. Și trebuie să ne cercetăm bine viața noastră, să vedem ce fel de păcate avem în sufletul nostru, în mintea noastră, și mai ales să ne spovedim cât mai des. Acolo să luăm canon potrivit pentru îndepărtarea ruginei, apoi cu ajutorul focului ceresc, rugăciunea fierbinte să curățim vasul, încât să poată lipi de el zboiala acea albă, curată, frumoasă, adică Sfânta Împărtășanie. Avem printre creștini oameni care nu pun bază pe Sfânta Împărtășanie și pe spovedanie. Ei plângă și strigă, vai, a murit fără lumânare. Dar dacă moare fără spovedanie și împărtășanie, nu-i interesează. Mai pe sus de toate pun lumânare. Poate să moară cu 100 de lumânări în brațe, dacă nu se spovedește curat, nu se împărtășește, e vai de el. E vai și amar de sufletul lui, focul iadului îl așteaptă. Așa că, ori de veți mânca trupul Domnului și veți bea sânge lui în chip nevrednic, ori de nu veți mânca trupul, nu veți bea sânge lui, tot acolo mergeți la o sântă, dacă îl luați pe nedrept și ascundeți păcatul. Dar de ce să iubim păcat? De ce să ne iubim pe Domnul Hristos și poruncile Lui? Să ne apropiem de El cu frică și cu tremur. Ca nu cumva să ne apuce moartea nepregătiți, cum i-a apucat pe mulți. Să căutăm să ținem seama de poruncile Lui Dumnezeu pentru a primi Sfânta Taina Împărtășanie. De aceea preotul trebuie să oprească de la împărtășanie persoanele cu păcate mari. Măcar un an de zile, să vadă dacă s-au oprit de a nu mai păcătui și să aibă timp să facă canonul primit de la spovedanie. Creștinul trebuie să împlinească acestea dacă nu vrea să meargă la pierzare, căci grozav lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu. Ne vine poate și nouă rândul, iubiți credincioși, să plecăm așa cum le-a venit la mulți. Poate că unii ne deranjează că vorbim despre moarte, despre plecare, despre popasul scurt. Fericită este moartea omului care pleacă pregătit, spovedit și împărtășit. E bine să găsim cât mai multe momente în care să plângem păcatele noastre. Să ne curățim sufletul nostru plin de păcate. Căci de aceea Sfinții Părinții ne îndemnau pe creștini la început. Și chiar le dădea canon, mai ales celor tineri, să meargă la înmormântări. Să meargă să vadă ce este omul. Să-și aducă aminte că urmează și el. Și va pleca și el. Și să plângă. Să verse lacrimi ca să-și curițe păcatele. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ești pâinea vieții, Tu care ești mana cerească, izvorul bunătăților, învrednicește-ne și pe noi să ne apropiem de Tine, de Sfintele Taine, cu frică, cu cutremur, cu pocăință adevărată, cu pregătire sufletească și trupească, ca să fim și noi cu Tine, aici și sus, în cerul, în vecii vecilor. Amin. Yeah.